Liderul comunităților romilor din România se întrunesc duminică la București. Partida Romilor organizează congresul reprezentanților comunităților de rom din România. O întrunire care reprezintă un proiect unic în țara noastră, care aduce împreună lideri comunitari, reprezentanții ai organizațiilor pentru drepturile minorităților, personalități politice și reprezentanții ai societății civile. Obiectivul principal este de a dezbate și de a găsi soluții pentru probleme cu care se confruntă în continuare comunitatea romă din țara noastră și de a promova egalitatea de șanse și incluziunea socială și economică a romilor. Ne spune mai multe despre acest congres organizatorul congresului, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Păun! Să rămână! Mulțumesc tare mult pentru felul în care ați prezentat tema congresului. Vă mulțumesc pentru prezența, așa, dar vă rog să ne spuneți cât de important este acest congres și ce anume dezbateți acolo. Este foarte important din punctul meu de vedere și cred că și din punctul de vedere al reprezentanților partidelor politice după eșichierul politic românesc, pentru faptul că ineditul constă în următorul aspect. Sunt 400 de comunități de romi care vor fi reprezentate la acest congres prin reprezentanții din comunitate, deci lideri din comunitățile de romi, care vin la București să susțină un nou proiect politic pentru comunitățile de romi din România. Vom avea 4200 de delegați plecați din 400 de comunități. Acest proiect politic pe care noi vrem să-l lansăm ca și o provocare pentru clasa politică românească reprezintă, în opinia noastră, un semnal care trebuie să-l dăm atât Parlamentului cât și Guvernului României, în sensul în care problemele comunităților de romi, până la urma urmelor, trebuie să abordate cu mai multă seriozitate. Pentru că, în urmă cu 15 ani, atrăgeam atenția foarte, foarte mult că dacă nu ne vom ocupa de problemele cu care se confruntă comunitățile de romi, în viitorii ani, și iată că au trecut vreo 20, vom avea probleme în cadrul comunităților de romi pe care cu greu le vom mai rezolva. În ce sens? În domeniul sănătății, în domeniul educației, în domeniul dezvoltării comunitare, în domeniul reprezentativității. Sunt anumite probleme care au rămas în urmă. Guvernul României cu onor a elaborat o strategie privind îmbunătățirea situației romilor, dar nu e bugetată. De 20 de ani de zile stăm și ne uităm la niște hârtii. Dar discuții în acest sens, domnule Nicolae Păun, aveți cu reprezentanții executivului? Mă scuzați? Discuții în acest sens aveți cu reprezentanții executivului pentru a bugeta acea strategie care vine în discuții am avut cu executivul de când mă știu eu în politică. Dar seriozitatea cu care a fost tratat acest subiect lasă de dorit. Acum sper că speranța moare ultima până la urma urmelor. Sper ca odată cu lansarea acestui nou proiect, o nouă viziune pentru următorii 10 ani în ceea ce privește comunitățile de romi, liderii partidelor politice, respectiv a PSD, a PNL, a UDMR, a minorităților și cei care vor fi prezenți duminică, să poată să ne primească, să poată împreună cu noi să ne așezăm la masă și să găsim formule cele mai corecte, fezabile și reale, pentru că noi nu cerem nimic altceva, noi oferim romi pentru România. Noi vrem să punem umărul la dezvoltarea acestei țări. Noi nu vrem să fim o minoritate care este constituită și formată din oameni care doresc să fie asistați. Nu ne place treaba asta. Noi vrem să dăm doctori, avocați, ingineri, să creăm elite din aceste comunități de romi. Noi vrem să ducem copiii la școală. Nu vrem
altceva decât să ne construim o viață frumoasă și liniștită alături de populația majoritară. Bun, cum arată acest proiect pe 10 ani și care ar fi principalele modificări pe care le-am putea vedea în următoarea perioadă? Iată, vă dau doar trei subiecte pe care, sau trei teme pe care dumneavoastră sau telespectatorii le pot lua în considerare. În mediul rural, pentru că tot s-a vorbit de mediul rural, în ceea ce privește învățământul, vă spun că și eu am rămas consternat după ce am făcut o analiză la nivel de 400 și ceva de comunități. Repet, pe teritoriul României, în mediul rural, în comunitățile de rom, sunt peste 25.000, aproape de 30.000 de copii care au vârsta de grădiniță și nu sunt înscriși la grădiniță, nu sunt înscriși la clasa 0. Tot în mediul rural avem peste 50.000, rețineți, de elevi care odată ce au terminat clasa 8-a în comunitățile de rom, fac parte din comunitățile de rom, sunt tineri de etnie romă, ei nu mai urmează o altă formă de învățământ. Și ce se întâmplă cu acești tineri, acolo? Domnule Păun, unde se pierd? Păi se pierd în momentul în care nouă legea... Nu știu dacă nu mai auzim, domnule Păun, vă rog dacă se poate să repetați. Bun, repet. Acești copii se pierd în momentul în care legea privind învățământul ne spune că învățământul pe teritoriul României este obligatoriu până la 12 clase. În mediul rural unde avem școlile până la 8 clase, s-a oprit învățământul pentru că copilul, ca să poată să meargă mai departe la forma de învățământ respectiv liceală, liceul, primul liceu pentru el este la 30 de kilometri, la 40 de kilometri și tot așa mai departe, o distanță foarte mare. Fie că nu au bani și nu au cum să-i susțină părinții, fie că fizic vorbim, n-ai cum să te duci cu un copil, o fată, mai ales la 14 ani, să te duci cu ea să faci naveta zilnic până la liceu apropiat la 20 ceva de kilometri, 30 de kilometri și nici nu există alternative. Adică să spunem așa că în cadrul unei comunități se termină 8 clase, dar are alternative pe anumite școli profesionale sau li se oferă, Ministerul Educației oferă posibilitatea acestor copii să meargă mai departe, să fie pregătiți pentru societate. Noi avem o pierdere de peste 200.000 de copii într-un ciclu electoral care se petrece odată la 4 ani de zile. Deci 50.000 de copii pe an ori 4 ani sunt 200.000 de copii. Aici este o mare problemă pentru noi, pentru că nu mai putem să vorbim de o Românie educată câtă vreme nu le oferim nicio posibilitate acestor copii. Mai mult decât atâta, vă spun că în România, în ceea ce privește dezvoltarea comunitară, la momentul actual am centralizat noi peste 100.000 de locuințe care aparțin etnicilor rom pe teritoriul României și care nu au acte pentru aceste locuințe. Deci nu au acte nici pentru, eu le spun așa că n-au număr la poartă, n-au nici acte pentru acte de proprietate pentru teren, n-au nici pentru locuință. Aceste 100.000 de locuințe ar fi trebuit să fie impozitate. Aceste 100.000 de locuințe ar trebui să aibă canalizare, apă și toate celelalte, dar nu poți să faci contracte dacă nu ai actele de locuință. Bun. Și lista mulțumim, problemelor mulțumim tare, poate continua.